Pe fondul tensiunilor din Transnistria și a conflictului dintre Ucraina și Rusia a crescut din nou numărul refugiaților ucrainieni care ajung în România. În ultimele 24 de ore, 8600 de ucrainieni au intrat în țară, cu 30% mai mult decât în ziua precedentă. 4800 dintre ei au intrat în România pe la frontiera cu Ucraina, iar 2100 pe la granița cu Republica Moldova. De la declanșarea războiului, peste 8000 de ucrainieni au venit în România.